bine știți, la sfârșitul sezonului trecut, câțiva dintre jucătorii de bază a echipei noastre au fost transferați sau au fost la sfârșit din contract. Menționez printre aceștia Burca Andrei, Marco Fresel, Loran Culup, Losemi Carabue, Alexandru Roman II, știți Mihai Roman II, Chitoșcă Sebastian, Diego Fabrini și Oaică Răzvan. De aceea, conducerea clubului a fost obligată și, bineînțeles, și o plăcere și o onoare să vă prezentăm noile achiziții făcute în cursul acestei vechi. Bineînțeles, perioada de transferuri încă nu s-a terminat, se va încheia undeva în jurul datei de 3 septembrie. Vă spun de la început că mai avem nevoie de ocuparea unei poziții de fundaș central și a unei atacant central. Încă suntem în căutarea acestor jucători. Dar până atunci îi prezint pe cei care sunt noii noștri colegi în ordinea următoare. Hidayet Hangic este noul portar în locul lui Martin Freisel. Este un competitor extrem de important pentru poziția de portar numărul 1. Deocamdată constituie, deci, ceea ce se numește portarul opțiunea numărul 2 după Eduard Pav. Câteva cuvinte. Please, a few words. Bună dimineață. I'm happy to be here in this club and I'm 100% prepared to give everything from a new club. Hidayet Hangic este născut în 29 ianuarie 1994. A mai jucat la Wacker, la Weiss Linz și la Salzburg, printre altele. Mulțumim frumos! O altă achiziție, un new entry, cum spunem noi, Denis Haruț. Denis Haruț, cred că îl știți, e undeva de la Timișoara. Deci este un copil, o tânără speranță. Se supune și regulii Under-21, impuse de către Federația Română de Fotbal. Va ocupa postul de fundaș dreapta, sau cine știe, chiar mijlocaș dreapta. Denis este născut în 25 februarie 1999 și vreau să spună câteva cuvinte. În viața, în primul rând, mă bucur să fiu aici și sper să dau tot ce pot pentru clubul acesta și să ajut la îndeplinirea proiectelor. Mulțumim. Alexandru Țigărașu. Venit tot de la Poli Timișoara, îl cunoașteți, a mai fost la noi, a jucat la Petrolul, la Astra. Este născut în 12 iunie 1990. Pe poziția de fundaș stângă. Te rog câteva cuvinte. La concurență cu Aristide Soilidis și cu Marcel Holzman. Da. Bună dimineața! Mă bucur că am revenit acasă și sper ca în acest an să vă dăm de loc. Poziția de jucăș defensiv, am făcut o achiziție extrem de importantă în Argentina, pe nume Leonel Pierce. Te rog, Leonel este născut pe 28 iulie 1993, a mai jucat la Deportivo Santa Marina, la Racing Club 2, etc. A few words, please. In Spanish, if you don't. Buen día, bueno, muy contento de estar acá y ojalá podamos hacer lo mejor. Mulțumesc. Mario Ebenhofer. Mario Ebenhofer este austriac. Mario este născut la 29 iulie 1992. A mai jucat la Weiss Linz, este mijlocaș stânga sau mijlocaș central. A mai jucat la Wiener Neustadt, la St. Pölten. Câteva cuvinte cu Mario. Bună ziua! It's an honor for me to be at the big club at Cebutușane. And I'm really looking forward to the championship. Thank you. O altă achiziție importantă, care vine de la Clubul Sportiv Municipal Alexandria, a trecut pe la Academia Hagi, este Alexandru Câmpanu. Alexandru Câmpanu este născut la 8 octombrie 2000, este cel mai tânăr jucător al echipei noastre. Câteva cuvinte, dragul meu. Bună dimineața, mă bucur să reprezint acest club și sper să am zis cât de mult pot când o să am ocazie. Ștefan Așcovski, un jucător născut în Macedonia de Nord, cu poziția de mijlocaș stânga, născut în 24 februarie 1992. A mai trecut pe la Slavia Sofia, pe la Fortuna Sidat, la Cernic Lesna, etc. A few words, please, Stefan. Hello to everyone. I'm happy to be here in this club. I want to take the club to give me this opportunity to be here. And I hope we achieve the goals together. Thank you very much. Sper că nu am uitat pe nimeni. Tolea,
Brânză, îl cunoașteți, a fost împrumutat de jucătorul nostru, are un contract de mai mulți ani, până în 2023 și a fost împrumutat la Petrolul Ploiești pentru sezonul trecut. În continuare, va ocupa poziția a treia în topul portarilor de la echipa întâi. Te rog, Dolea, câteva copii. Bună dimineața, mă bucur să revin la Butășani, o să lupt pentru postul de titular și sper să ne ajute echipa. Și ultimul în această prezentare, dar nu cel de pe urmă, este Regio Fosu. Născut la 20 septembrie 1991, Regii l-am adus în poziția de atacant. Poate juca și atacant stâng, atacant dreapta, atacant central. Am mai jucat la Halata, la Spartak Târnava, etc. Regii, please welcome and a few words for the public. Hello to everyone of here. I'm happy to be here. Also, I thank to the coach and to the staff for this trust here, and we will work hard to achieve our goals for the season. Thank you very much. Thank you. Mai pot adăuga, mai sunt două nume pe care le cunoașteți în jucătorii echipei noastre. Vorbim despre Eduard Florescu și despre Bogdan Gabriel Melinte. Eduard Florescu a fost împrumutat la FC Argeș în sezonul trecut, iar Bogdan Melinte a fost unul din componenții de bază ale echipei de Liga a 3-a, FC Botoșani 2. Ei vor juca și se vor antrena în continuare cu echipa mare. Okay. Vă rog, întrebați, vă rog frumos, dacă aveți. Poza.